Salutare, dragii copilnici și jucători electrici. Astăzi vă voi prezenta un script prăjitorul căruia vedem live toate modulările și evoluția unui jucător pe triburi. Ce anume, ce avem de accesăm meniul rapid, adăugarea unui text nou, anume, eu voi trece live mobilări la imagine. Exemplu, zice, pune pe ăsta, care vorba de mobilări. Simulare de o tastă. Dar vreți să puneți peste faci la unul cu existență la suportul pe care le aveți la browser făcute, să nu fie numai de ceea ce există la document. Deschiderea într-o fereastră nouă nu este cauza că se va deschide scriptul cu live automat într-o pagină nouă. Da? Adăugarea unui script am să-l pun eu acolo și să-l luați și dumneavoastră. Da. Așa. Și vom da OK. Eu nu o să mai dau OK, că deja l-am trecut aici. Da. Da, dumneavoastră apăsați OK și o să vă apară aici. Acum, să vedem ce se întâmplă dacă vom da acum click pe script. Vedeți ce spune pagina așa, mesajul merge pe profilul unui jucător. Deci vom drumul exact pe ce avem de făcut. Acum, haideți să mergem profilul unui coleg de-al meu. Alegem pe primul. Dăm click pe script și uitați ce se întâmplă. N-are dicționat în afară. Da, aici avem mutaj și cum a evoluat el. Da? Date și unde și tribul totodată, totodată cu el. Evoluția lui în funcție de 6%. Aici sunt câte una, vă arată în fiecare parte tot ce a făcut respectivul. Da, deci vedeți ultimele care au fost, exact de unde au fost luate, care și cum e treaba. Aici, la fel, de unde a luat ultimele sate, sunt interne, toate sau nu sunt interne. Da? Aici e foarte simplu, rapid, nu e nicio diferență, da? Arată date, tot. Yeah. Ar trebui să aflați despre un jucător simplu și rapid, să nu stați pe stată să controlați istoric și stânga și dreapta și aia, că dând imediat vă arată tot ce vreți să aflați despre jucătorul respectiv. Acestea fiind spuse, eu vă urez succes la joc, nu uitați, este un joc, tratați-l ca atare, scriptul vă lăsa în descrierea clipului. Vă urez spor la joc!